Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la Câștigați! Acum sunt Ziana Buruiană și astăzi v-am pregătit foarte, foarte multe surprize. Așadar, cu fiecare apel la 1208 achiziționați un cupon digital în valoare de 2,38 euro ce poate fi utilizat în magazinul nostru www.outletshop.com. Așadar, prețul apelului este de 2,38 euro, iar pentru a vă valorifica cupoanele de pe www.outletshop.com trebuie să selectați mai întâi produsele pe care doriți să le achiziționați. Aveți aceste lame de epilat pentru sprâncene pe fiecare culoare, alegeți-vă de pe site-ul nostru și pixurile cu funcționalitate tactilă care sunt foarte utile pentru telefoanele mobile, pentru tablete, nu le mai zgâriem, vedeți, de culoare mov, de culoare roz, puteți să le vedeți acolo pe toate, iar cu fiecare achiziție a unui astfel de cupon digital, puteți participa la jocul nostru TV promoțional. Haideți să vedem ce am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Trebuie să găsiți o imagine diferită. Aveți aici 9 imagini în total. Este vorba despre un leu tare drăguț, vedeți ce coamă bogată are și pornim de la 20 de lei. Aveți de la A, B, C și de la 1, 2, 3. Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți litera și cifra corespunzătoare acelei imagini pe care dumneavoastră o găsiți diferită. Nu trebuie să-mi spuneți neapărat care este acea diferență pe care dumneavoastră o vedeți, este suficient să-mi spuneți unde anume găsiți această diferență. Litera și cifra, o literă și o cifră și 20 de lei sunt pregătiți pentru primul meu câștigător de astăzi, pentru că astăzi vreau să am foarte mulți câștigători. Haideți să vedem cine va fi oare primul care va sparge gheața, primul care are deja răspunsul corect. V-ați uitat la cele 9 imagini? Sunt doar 9 imagini, acum jocul este destul de ușor, nu este nimic complicat. 9 imagini și doar una singură nu este la fel. Dar să vedem cine poate să o găsească fix pe cea care nu este identică cu celelalte 8. Am nevoie de o cifră și o literă de la dumneavoastră. Să vedem cine este primul care va ajunge aici tocmai acum. Un domn. Să vedem cine poate să îmi spună despre ce imagine este vorba. Cine are deja soluția pregătită? O singură imagine diferită. Uitați-vă la coama leului, uitați-vă la coadă, uitați-vă la corpul lui, la culori, pentru că vedeți că are mai multe nuanțe de galben, portocaliu, poate la dimensiune, poate, nu știu, dumneavoastră trebuie să-mi spuneți care este acea imagine în care acest leu este diferit. Pentru că într-una dintre ele, cu siguranță, nu este la fel. Dar dumneavoastră trebuie să o găsiți, pentru că dumneavoastră veți fi primul meu norocos achiziționar de cupoane digitale, care va câștiga 2 produse și care va fi conectat la TV pentru acest joc foarte, foarte drăguț. Nu uitați că avem și această furcă de îndepărtare a pieriței la unghiuțe, se găsește tot pe www.outletshop.com. Haideți să vedem cine deja și-a selectat produsele de pe site-ul nostru și deja a văzut acea imagine în care este diferită, pentru că doar una singură este diferită. Vreau să vă aud, vreau să vă premiez în acest moment. Am nevoie chiar acum de un câștigător. Haideți să vedem dacă dumneavoastră aveți o idee și puteți să găsiți această imagine diferită. Vreau să o aud aici în legătură directă. Vreau să-l am aici pe primul meu norocos achiziționar de cupoane digitale, care chiar acum îl voi auzi în legătură directă. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Alo! Bună ziua, sunteți acolo? Sunteți în direct? Ia să vedem, care este imaginea diferită? Soluția, vă rog, 3, 2, 1, dacă nu vorbiți, nu pot să vă premiez, dragii mei. Trebuie să vorbiți cu mine, trebuie să luați acești bani, trebuie să fiți aici în legătură directă, să fiți norocosul meu câștigător. Păi, ce facem? Doar așa sunăm și nu vorbim. Nu, este păcat să vă pierdeți această oportunitate, această șansă. 20 de lei sunt gata, pregătiți pentru dumneavoastră. Haideți să vedem cine poate să-mi spună chiar acum despre ce imagine diferită este vorba, de la 1, 2, 3 și de la A, B, C. Haideți să vedem cine poate să găsească chiar acum această imagine care este diferită.
Sunați acum la 1208 dacă aveți o idee, dacă cunoașteți care este această imagine diferită. Dacă deja ați văzut-o, nu mai stați pe gânduri, nu lăsați pe nimeni să vă ia înainte, pentru că sunt sigură că dumneavoastră puteți să fiți oricând câștigătorul meu. Haideți să vedem cine nu greșește, pentru că nu vreau să-mi spuneți vreo altă imagine. Vreau să-mi spuneți fix imaginea pe care noi o căutăm. Haideți să vedem cine poate să găsească chiar în acest moment, de la 1 până la 3 și de la A până la C. Sunt aceste imagini. Și tocmai acum ia să vedem dacă este cineva acolo. Este cineva care vrea să fie câștigător? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamnă, cum vă numiți? Georgiana. Doamna Georgiana, unde este imaginea diferită? La ce cifră și ce număr? Bună ziua! Bună ziua, doamnă, cum vă numiți? Litera și cifra. Georgiana. Soluția. Soluția. Georgiana. Georgiana, ți-i închis. Nu vine să cred. Haideți să vă arăt soluția, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. B3. La B3 acolo, vedeți, era o mică diferență. Haideți să mergem mai departe. Continuăm. Ia uite ce pinguin! Am dublat premiul 40 de lei. Dublăm premiul 40 de lei pentru acest pinguin simpatic. Vedeți ce cioc are și ochișor și este de culoare neagră, negru cu alb și cu ciocul orange. Ia să vedem. Unde anume acest pinguin nu este la fel? În care dintre aceste imagini avem 1, 2, 3, 4, 5 și de la A, B, C, D, E până la E? Avem în total 25 de imagini, dar una nu este la fel. Haideți să ne uităm, să ne uităm poate la direcție, poate la culoare, poate la mărime, poate la vestimentația acestui pinguin, poate la piciorușe, poate la cioc, poate la ochișor, ceva acolo este cu siguranță diferit, iar dumneavoastră puteți găsi și această imagine care nu este la fel, nu este la fel, dragii mei. Haideți să vedem cine poate să o găsească, cine poate să fie un câștigător chiar acum la 1208. Care dintre aceste imagini o găsiți ca fiind diferită? Haideți să ne concentrăm, haideți să ne uităm cine are o soluție pregătită și vrea chiar acum să fie câștigătorul meu. Uitați-vă foarte, foarte bine de la 1 până la 5 și de la A până la E și spuneți-mi coordonatele imaginii pe care dumneavoastră o găsiți ca fiind cea diferită. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ia să vedem unde se află imaginea diferită. La D2. D2. B2 sau D2? B2. B2. Haideți să vedem la B2, să verificăm. Într-adevăr, la B2 aveți 40 de lei pentru imaginea diferită. Așa-mi place, așa-mi place de dumneavoastră. Am avut o primă doamnă câștigătoare. O primă doamnă foarte bine. Ce a apărut aici? Ia uitați-vă ce se întâmplă aici, dragii mei. Avem o grămadă de imagini. Trebuie să găsiți 3 imagini diferite. Este vorba despre acest elefant care se mișcă, el așa gale și vedeți are și trompa lungă și într-adevăr sunt 50 de imagini în total. Sunt 50 de imagini și imaginile sunt în mișcare. Dar am încredere în dumneavoastră că puteți găsi și această imagine diferită. Nu este atât de complicat și știu că vă pricepeți foarte, foarte bine la aceste jocuri. Însă de data aceasta este neapărat nevoie de 3 imagini diferite. Nu este suficient dacă găsiți una sau două. Am nevoie de toate cele 3 pentru a putea fi chiar acum câștigătorul meu. Haideți să vedem. Haideți să creștem premiul, haideți să fie 100 de lei, 100 de lei în acest moment pentru imaginea diferită, 100 de lei, dragii mei, pentru cele 3 imagini diferite. Am mărit premiul și dumneavoastră trebuie să măriți atenția pentru că sunt 50 de imagini de la 1 până la 10 și de la A până la E. Haideți să vedem. Cine poate să găsească? Uitați-vă la acest elefant care merge el agale.
la piciorușe, la trompă, la codiță. Uitați-vă peste tot la aceste detalii și haideți să vedem unde se află această imagine, cele trei, de fapt, imagini diferite. Am nevoie să aud de la dumneavoastră litera și cifra corespunzătoare. Trei litere și trei cifre. 100 de lei sunt gata, pregătiți pentru dumneavoastră. Deci, haideți să vedem cine poate să găsească chiar acum cele trei imagini diferite. Să vedem cine câștigă 100 de lei garantat cu trei imagini diferite. Vreau să vă uitați în fiecare dintre cele 50 de imagini. Haideți să le luăm la rând. Să luăm pe verticală de la 1, de la A până la E. Să vedem care să fie imaginea diferită. La 2, la fel, de la A până la E. La 3, de la A până la E și tot așa până la 10. Poate cineva să-mi spună care este imaginea diferită? Poate cineva să fie aici câștigătorul meu? Repede, repejor, vreau să vă aud, vreau să vă premiez, vreau să fiți chiar acum aici în legătură directă și să fiți un câștigător, cel de-al doilea câștigător al meu, un norocos achiziționar de cupoane digitale care câștigă două produse și care va fi conectat la TV. Deja am avut o doamnă câștigătoare, mă bucur tare mult, dar nu ne oprim aici. Eu îl aștept pe cel de-al doilea câștigător al meu de astăzi, un câștigător hotărât, un câștigător care găsește foarte mult. În primul rând, trebuie să fiți atenți ca să vedeți unde se află această imagine diferită. Culoarea, cred că toate au aceeași culoare, sunt de culoare, acești elefanței de culoare neagră, pe fundal alb, dar poate că direcția de mers la unul dintre ei este diferită, poate dimensiunea. Poate la cele patru piciorușe, nu știu, poate că nu sunt la fel toate. Codița elefantului, trompa, vedeți? Ia vedeți dacă ea se află în aceeași poziție, nu știu dacă este de aceeași lungime în toate cele 50 de imagini. Haideți să ne uităm, haideți să ne concentrăm și haideți să și câștigăm, pentru că asta este cel mai important, să vă uitați, să analizați și să-mi spuneți trei imagini. Dacă îmi veți spune doar două sau doar una, să știți că nu o să am cum să vă premiez. Este absolut necesar să aud de la dumneavoastră toate cele trei imaginile diferite. Ia să vedem, este cineva acolo care știe? Alo, bună ziua! Bună ziua! Este absolut necesar să aud de la dumneavoastră toate cele trei. Ascultați-mă receptor și dați un pic televizorul mai încet. Da, să vedem. Da. Da, doamnă, ia să vedem. Care sunt cele trei imagini diferite? A, de la 7. La 7 ce număr? A, la 7 ce... A7. Ce A7? Da. A7, A7. A7, încă două. B2. B2, B2, da. Și încă una. E5. E5. Ia să verificăm, dacă într-adevăr sunt acolo cele. Foarte bine, foarte bine. Aveți 100 de lei, felicitările mele. Într-adevăr, A7, B2 și E5 erau cele trei imagini diferite. Extraordinar, sunteți extraordinare astăzi. 100 de lei, bun. Iar acum, ce a apărut pe ecran? Tot trei imagini diferite, dar de data aceasta este jocul cu rățuștele. Rățuștele care lipa dau și ele din codiță aceste rățuște. De data aceasta nu mai avem elefanței și avem nevoie tot de trei imagini diferite. Uitați-vă, bineînțeles, la de data aceasta la codiță, la piciorușe, la lăbuțele acestei rătuște, la cioc, la căpușor, la gât, la direcția de mers, la dimensiune, pentru că tot la fel, trei imagini sunt diferite, bineînțeles, alte trei imagini, nu cele pe care deja le-am auzit, așa că mare atenție, dragii mei, dacă v-ați uitat până acum la jocul cu elefanței. Acum este momentul să vă uitați la jocul cu rătuște, da. Deci să nu spuneți răspunsul anterior. Uitați-vă foarte, foarte bine. De la 1 până la 10 pe orizontală, verificați fiecare imagine în parte. La cifra, la litera A, de exemplu, notați-vă pe foaie de hârtie.
A. Și în dreptul la A, uitați-vă de la 1 până la 10. Dacă ați văzut acolo o imagine diferită, notați și cifra în dreptul ei. Apoi la B, de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți, vedeți ceva diferit sau nu? Dacă vedeți ceva diferit, notați. Haideți să dublăm premiul. Haideți să dublăm premiul. Haideți să fie 200 de lei. 200 de lei pentru acest joc simpatic. 200 de lei s-a pregătit pentru dumneavoastră fix în acest moment. Să vedem cine poate să găsească aceste trei imagini diferite. Știu că vă dau un pic bătăi de cap pentru că sunt trei imagini și poate că până acum ați urmărit jocul cu elefanței, dar nu este nicio problemă pentru că sunt sigură că și la acesta vă descurcați de minune. Ați văzut mai înainte, deja am avut două doamne câștigătoare. Nu am avut niciun răspuns greșit, așa îmi place, așa îmi place de dumneavoastră. Haideți să vedem cine poate să găsească, să rezolve și acest joc cu trei imagini diferite. Haideți să luăm din întâmplare, așa, prin selecție, să luăm rândul 7, să zicem. De la A până la E. Ia să vedem, pe rândul 7 vedeți ceva pe verticală, haideți să urmărim pe verticală că sunt mai puține imagini. Pe verticală sunt doar 5, așa că avem și noi impresia că sunt mai puține. Pe rândul 9, de exemplu, de la A până la E, ia uitați-vă, mai vedeți o imagine diferită? Pe rândul 4, de la A până la E, haideți să vedem cine poate să găsească astăzi această imagine, aceste trei imagini diferite, pentru că mi-aș dori tare mult să am aici un câștigător rapid, așa cum au fost cele două doamne de până acum, așa vă vreau și pe dumneavoastră. Nu uitați să vă achiziționați un cupon digital, pentru că cu fiecare achiziție a unui cupon digital puteți participa la jocul nostru TV promoțional. În acest moment aveți 200 de lei pentru trei imagini. Să știți că nu pot să împart acești bani dacă ați găsit doar două. Nu, toate trei, neapărat toate trei, așa cum și doamna de mai înainte a câștigat cu toate cele trei imaginile, însă premiul era de 100 de lei, iar acum premiul s-a dublat. Avem 200 de lei gata pregătiți să vină către dumneavoastră. Dar pe cine să premiez? Pe cine să premiez eu? Eu aș vrea să vă premiez pe dumneavoastră care tocmai ce vă uitați, care sunteți în fața televizorului și care sunteți pregătiți să fiți câștigătorul meu. Concentrare maximă vreau din partea dumneavoastră. Haideți să ne uităm, să vedem dacă știm despre ce imagini este vorba. Trei imagini diferite. Mare, mare atenție! Pe rândul 10, pe rândul 6, pe rândul 5, pe rândul 3, pe rândul 2. Unde să fie cele trei imagini diferite? Dacă aveți o idee, nu mai stați pe gânduri, vreau să vă aud chiar acum în legătură directă. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, ia să vedem care sunt cele trei imagini diferite. A3. A3, da. C6. E6. C6. C6, da. C6. Și D3. Și D3. E6 și... Haide să vedem. Și al treilea care este? D3. D3. D3? Da. D de la Dan? Da. D3. D3. D3? Ia să vedem, ia să verificăm. Haideți să verificăm, haideți să vedem. Este bine? Da, într-adevăr, D3, C6 și A3. Foarte bine, aveți 200 de lei, felicitări, foarte, foarte bine. Într-adevăr, D3, C6 și A3 erau cele trei imagini diferite. Extraordinar, sunteți foarte, foarte buni astăzi, iar noi mergem mai departe. Mergem la un joc mai dificil, pentru că am văzut că vă pricepeți foarte, foarte bine. Haideți să mergem la un joc un pic mai dificil. Haideți să ne uităm la acest joc, să vedem dacă găsim tot așa trei imagini diferite. De data aceasta avem un taur, cred eu.
care are coarne, se mișcă, este un pic mai înalt, un animal mai, mai înalt, care merge, are coadă, are, uitați-vă foarte, foarte bine la toate, toate detaliile în ansamblu, la direcția de mers, la mărime. Este un pic mai dificil să știți acest joc, mă tot uit și eu încă nu am găsit nici măcar o imagine diferită. Cred că acest joc este mult mai greu, mult mai greu decât celelalte două care au fost până acum. Dar dublez premiul, dublez premiul pentru persoana care va reuși să rezolve și acest joc mai greu. 400 de lei. 400 de lei am nevoie în acest moment. 400 de lei este premiul garantat pentru cine va reuși să găsească cele trei imagini diferite. Haideți să ne concentrăm și haideți să le găsim. Oare cine poate să găsească pe rândul 1, pe rândul 2, pe rândul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Unde oare se află cele trei imagini diferite? Am dublat premiul pentru că nu este atât de ușor. Nu putem să le zărim chiar așa din prima. Trebuie să vedem fiecare rând în parte. Să ne uităm la codiță, la piciorușe, la aceste cornițe, la corp, la direcția de mers, la toate, toate aceste detalii. Să vedem dacă, într-adevăr, găsim cele trei imagini diferite. Să știți că nu este suficient să găsiți doar o singură imagine sau două. Am nevoie neapărat de toate cele trei imaginile diferite. Este foarte, foarte important să reușim să le găsim pe toate cele trei. Ia să ne uităm. Pe rândul 1, A, B, C, D, E. V-ați uitat peste tot la acest, la acest animal? La rândul al doilea, de la A până la E. Unde oare se găsesc cele trei imagini diferite? Dacă aveți deja o idee, dacă deja ați găsit, nu știu, două dintre ele, mai încercați să o găsiți și pe cea de-a treia, pentru că nu vreau să vă dați bătuți, nu este suficient. Vă spun de pe acum, nu este suficient să-mi spuneți una sau două, nu am cum să premiez una sau două, am nevoie neapărat de la dumneavoastră de toate cele trei imaginile diferite. Asta este, trei imagini și 400 de lei, eu zic că este un premiu foarte, foarte bun. Față de jocul anterior, este un premiu dublu. Gândiți-vă, am pornit de la jocul anterior la 200 de lei, iar acum avem 400 de lei, dar și dificultatea jocului, zic eu că este mai mare. Este mai mare, dar nu este imposibil de rezolvat. Eu cred că este posibil și chiar în acest moment puteți găsi cele trei imagini diferite. Haideți să vizionăm, haideți să ne uităm. Nu este ușor, nu este un joc ușor. Asta este, nu este ceva atât de simplu cum au fost jocurile de mai înainte, dar știți ceva? Haide să fie 600 de lei! 600 de lei în acest moment, fiecare imagine valorează câte 200 de lei. Aveți 600 de lei în total. Haide să vedem cine vrea să fie chiar acum câștigătorul meu. Concentrare maximă. Uitați-vă foarte, foarte bine la această, la toate cele 50 de imagini. Și haide să vedem dacă cineva va reuși să găsească trei imagini diferite, are 600 de lei astăzi garantat pentru acela dintre dumneavoastră care este extrem de atent. O persoană care nu-i scapă nici măcar un mic detaliu. Mă uit și eu împreună cu dumneavoastră. Eu deja am zărit o imagine diferită. Dumneavoastră câte ați văzut până acum? Ați găsit deja două sau încă nu? Sau ați reușit să le găsiți pe toate cele trei? Asta este întrebarea mea. Dacă cineva reușește să găsească toate cele trei imaginile, vă rog tare mult să vi le notați pe o foaie de hârtie, pentru că nu vreau să stați pe gânduri în momentul în care intrați în legătură directă, să nu mai știți care, cum era. Notați-vă cel mai bine litera și cifra corespunzătoare acelei imagini. Parcurgeți fiecare rând în parte, luați fiecare literă, de la litera A, B, C, D. Eu zic să vă notați așa pe foaie de hârtie, A, B, C, D, E. Și apoi în dreptul literelor unde se află cifra, unde se află imaginea diferită. Adică, de exemplu, A, 8, C, 2, C, dumneavoastră vă notați acolo pe foaie de hârtie și în momentul în care intrați în legătură directă, vreau să-mi spuneți hotărât.
Acolo sunt cele trei imagini diferite. Uitați-vă și pe la mijloc, uitați-vă și la începutul acestei table, uitați-vă și la final, pentru că în total trebuie să aveți trei imagini. Eu deja să știu care este greu de găsit. A treia nu este ușor de găsit. Poate că una sau două mai le vedeți, dar pe cea de-a treia este o diferență destul de mică, o diferență pe care nu poate observa chiar oricine. Haide să mărim premiul! Haide să mărim! Dragii mei, dragii mei, haide să mărim premiul de la 600 de lei! Haide să ajungem la 800 de lei! 800 de lei aveți în acest moment garantat pentru cele 3 imagini! O grămadă de bani! O grămadă de bani doar pentru cine într-adevăr este atent astăzi, pentru cine se concentrează maxim, pentru cine nu ratează această ocazie.